Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva vă invită sâmbătă 16 aprilie 2022, ora 11, să participați la vernisajul expoziției de pictură Interferențe. Lucrările expuse poartă semnătura Dacian Eipsota, artist român autodidact stabilit în Franța. Prin organizarea expoziției aniversare intitulată Interferențe, propunem publicului peste 20 de picturi realizate de către Dacian Eipsota, cu iubire pentru trecutul și pentru locurile țării natale, prezentând universul, credințele și cultura dacică. Dacian Eipsota este un spirit autodidact care își desfășoară activitatea în cadrul Asociației Artiștilor din Hezon, Franța. Pentru realizarea acestei serii de lucrări, Dacian Eipsota a folosit tehnica mixtă, utilizând inclusiv foiță de aur și de argint, și s-a inspirat din istoria Daciei antice. De asemenea, își lasă amprenta personală asupra unor lucrări în care încearcă să ilustreze lumea cu simbolurile și obiceiurile dacilor. Pentru realizarea acestei serii de lucrări, Dacian Eipsota a folosit tehnică mixtă, utilizând culori de ulei și acrilice pe pânză, în combinație cu nisip, cu hârtie, cu foiță de aur și de argint. Prin amprentarea asupra feței lucrărilor se folosește de gestual, printr-o pensulație vibrată sau cu ajutorul cuțitului de paletă, pentru realizarea unor tușe mai păstoase sau obținerea unor efecte zgrafiate. S-a inspirat din istoria Daciei antice, cu legendele, obiceiurile, tradițiile acestor locuri. Vernisajul expoziției de pictură Interferențe va avea și o parte inedită și interactivă, la care sunt invitați să participe toți cei ce vor fi prezenți la eveniment. În cadrul vernisajului vă invităm să participați alături de artistă și la un moment de relaxare, acesta constând într-un joc interactiv intitulat Caută, găsește și descoperă cuvântul misterios, dedicat atât copiilor cât și tuturor vizitatorilor care ne trec pragul. Expoziția de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva poate fi vizitată până pe 14 mai, de marți până duminică, între orele 10 și 18.